Iubești citind, citind iubești, așa se numește flashmobul organizat astăzi în fața Teatrului Tudor Vianu de către peste 50 de elevi ai Liceului Nicolae Cartojan. Tinerii s-au înarmat fiecare cu câte un volum pe care l-au studiat timp de câteva minute. Activitatea a făcut parte din proiectul denumit Eu, Tu, Noi, demarat de Asociația Semper Musica din București, al cărui partener este Liceul Giurgiuvean. Încercăm să atragem atenția tinerilor, deoarece în ziua de azi tinerii sunt preocupați mai mult de internet și de site-urile de socializare. Și am vrea să le atragem atenția că din cărți pot învăța lucruri bune și este ceva folositor pentru toată lumea. Elevii Liceului Nicolae Cartojan au vrut să participe la această activitate. Am venit fiecare cu cărți și vrem să atragem atenția. A fost cel de-al doilea eveniment public din seria celor 6 incluse în proiect, după ce la prima acțiune a fost organizată o colectă de haine. Având ca parteneri și alte școli și licee din municipiu, elevii au donat haine pentru 13 familii nevoiașe. Avem încă 4 evenimente, salubrizarea cetății, mai avem un eveniment în care vrem să atragem atenția asupra cinemaului, deoarece este în paragină și să vedem dacă putem să proiectăm pe cinema anumite filme sau mesaje. Și am făcut brățări pe care vrem să le vindem, să strângem bani pentru rechizite, tot așa să le dăm unor familii sau copii nevoiași. Pentru a încuraja cititul în rândul adolescenților, liceenii au realizat și o hartă a locurilor din Giurgiu de unde se pot împrumuta cărți sau unde pot fi citite cărți. Tinerii propun biblioteca proprie, un parc, o cafenea liniștită și cele 3 spații ale Bibliotecii Județene IA Basarabescu.